facem carciofi sau înghinare. Tăiem rămâie și punem în apă. Ca să nu se ne îngrească, strofim și mâna puțin și începem să curățim înghinarea. Pentru cine nu știe, trebuie date tot, aproape toate frunzele jos, că sunt tari. Le dăm până ajungem la frunzele care sunt fragede. Vedeți că sunt arțoase. Și le dăm jos. Acestea nu sunt bune. Doar miezul este bun de la această înghinare. Și dăm jos, frunză cu frunză. Rupem până ajungem să se rupă singure, ca să fie fragede. Altfel sunt tari. La fiert o să fie ațoase. Dacă frunzulița nu este fragedă, se vede că este ațoasă. Încă mai trebuie dat jos. Și dăm până ajungem la frunzele. Vedeți că deja încep să se rupă singure. Ia uitați. Încă este ațoasă. Tot ațoasă. Aproape gata. Se rupe singură. Să vedem și pe aceasta. Se rupe singură. Dăm deoparte foile. Acum o să tăiem vârful, pentru că este tare și o să lăsăm doar frunzulițele care sunt moale și o să eliminăm vârful. Și o să eliminăm și această parte de la codiță. O să punem în apă cu lămâie ca să nu se negrească. Vreau să vă arăt că și codița este bună. Rupem frunza. Frunzulițele pot fi spălate și puse la uscat. Sunt foarte bune. Și codița. Ia uitați cum se curăță. Se vede că în interior culoarea este mai deschisă. Acest miez este foarte bun și îl curăț așa. Tai chiar de la margine de unde este miezul. Pe lung și îl scot. Scot tot miezul acesta afară. Și tai roată împrejur și scot miezul. Este foarte bun și miezul de la codița de anghinare. Și pus la fiert împreună cu anghinarea. Se vede? Miezul de la codiță este bun. Depus la copt împreună cu floarea de anghinare. Să încercați această rețetă, să vedeți ce bună este. Ia uitați. Tăiem roată împrejur, pe lung. Și le punem împreună la fiert cu floarea noastră de anghinare. O să dăm deoparte codițele.
acum să mai curățim puțin altă floare. Avem floarea noastră de anghinare. Aici la Roma îi se spune carciof. Și curățim frunzele, petale, este ca o floare. Curățim petalele până sunt fragede. Ele sunt, se vede că sunt ațoase. Și dăm jos până ajungem la petalele fragede. Și rupem. Rupem. Cam 2, 3, 3, 4 straturi de petale o să dăm jos de frunzulițe. Cine a mâncat anghinare știe cât este de bună. Dacă vă place, bineînțeles. Ia uitați, deja încep să fie moi. Încă nu se rup singure. Încă nu sunt ațoase încă. Uitați. În momentul când petalele se rup singure și nu mai rămân fire, e gata. O să mai dau încă una și două jos. Vedeți? Că se rup, nu se mai văd fire la vârf. Acum, după ce am dat jos petalele, o să tăiem vârful. Tot de unde este frunzulița moale și fragedă, că vârful este ațos. Și o să tăiem acest vârf. Dăm jos și vârful. Și dăm jos și partea de la codiță, de deasupra verde. Și acum o să punem în apă cu lămâie, ca să nu se negrească. Tot așa ne punem puțină lămâie pe mână, ca să nu ne negrim. Și începem să curățim. Dăm frunzulițele jos, una câte una. Sau petale, cum vreți să le spuneți, până ajungem la petalele moi, fragede. Acestea sunt tari, se vede, abia sunt tari și ațoase. Ia uitați. Și când ajungem la petalele moi, fragede, că se rup singure, atunci este gata pentru gătit. Se vede din ce în ce este mai galbenă. Și o să dăm jos. Încă nu este gata. Cred că da. O să dau și pe cealaltă. Încă una. Și o să tăiem partea tare, care e vârful de la înghinare. Acestea nu le mai desfac.
Mâine le pun în frigider. Le dau cu lămâie, nu le las în apă. Le dau cu lămâie, le pun într-o pungă și le dau la frigider până mâine. Le tai feliuțe, le dau prin făină, prin ou. Și după aceea o să facem parmigiana. Cu parmezan, cu mozzarella sau cu cașcaval, cine nu are, o bunătate, un pic de suc de roșii. Să mai curățim o codiță. După cum vedeți, eu folosesc și codițele, sunt foarte bune. Acest mijloc de la codiță este foarte bun. Eu îl folosesc, îl tai. Și îl scot tăind jur împrejur. Am să tai jur împrejur la codiță și am să scot miezul. E un pic migălos, dar dacă este bun, și îl punem în apă. Și tăiem. Asta nu este bun, partea de jos. Să curățim și a treia floare de anghinare. A patra, ultima floare de anghinare. Îmi pun puțină lămâie pe mână, ca să nu mă negresc. Și o curățim. O să dăm jos petalele, primele 3-4 straturi, că sunt tari. Până ajungem la petalele moi, fragede, care se rup singure, fără să fie ațoase. Și dăm jos. Petală cu petală. Ia uite. Deja încep să se vadă că sunt mai moi, partea de jos, de aici. Se rup singure. Mai rupem încă una și e gata. Să le dau deoparte aceste frunze. Acum o să tăiem vârful ca să rămână doar partea moale și fragedă care este aici lângă tulpina. Cam la jumătate o să tăiem. Să tăiem și o să curățim și codița și cu partea de jos de aici. Și o să punem în apă cu lămâie să nu se negrească. Ia, uitați, aceasta este anghinarea curățată. Bună seara, bună seara, pentru cine a venit mai târziu. Am pus deja anghinare la fiert, cu pătrunjel, cu usturoi, cu ulei de măsline și cu sare, cu puțină apă. Am să vă arăt cum este. Aceasta o să facem mâine, cum se face parmigiana de vinete. Eu am să fac parmigiana de anghinare, să vedeți cât este de bună. O bunătate. Ia să vă arăt acum cum arată cum fierbe.
Și în momentul când o să înțepăm cu furculița și este moale aici deasupra, anghinarea este gata. Deci dacă înțepăm cu furculița și încă nu este gata și este moale, intră furculița bine, este gata. Mai punem din nou pe foc. Pentru cine a venit mai târziu, aici am pus, am umplut, deci anghinarea curățată, am desfăcut-o și am umplut-o cu pătrunjel, cu usturoi, cu ulei, cu sare. Și apoi i-am pus cu fața în jos, am turnat puțin ulei și puțin apă și am dat la pe foc. Acum o să pun din nou pe foc. Este foarte bună. Foarte bună. Am curățat și pentru mâine. Acum am să le scot și am să le frec cu puțină, să le scurg de apă și am să le cu lămâie, am să le frec cu lămâie ca să nu se negrească bine, 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 bine pe toate părțile și le pun într-o punguță și mâine o să le tăiem și o să le dăm prin făină, prin ou, o să le prăjim și o să facem parmigiana de carciofi sau de anghinare. La Roma se cheamă carciofi. Dăm cu lămâie, scoatem de aici, ia uitați, dacă nu dăm cu lămâie se negresc, dar nu este nicio problemă dacă se negresc, sunt bune și așa, ia uitați, scurgem de apă bine. Acestea sunt, aceasta este anghinarea curățată. Ia uitați cum arată. Frunzele de la anghinare le puteți pune la uscat, sunt foarte bune. Eu folosesc și codițele. Pentru cine nu a văzut cum le folosesc, partea de aici, care este mai fragedă. Se vede în interior miezul, este foarte bun. Îl pregătesc împreună cu floare de anghinare. Tai jur împrejur la miez ca să-l scot. Ia uitați. Se vede cum se scoate. Acesta este miezul. La fel îl dau cu lămâie să nu se negrească. Și aceasta este codița. Anghinare. Eu nu arunc codița. Este foarte, foarte bună. Nu că este tare. Se simte și la cuțit. Ia uitați. Codița. Miezul de la anghinare, de la codiță, este foarte bun. Eu tai jur împrejur și scot miezul. Ia uitați. Și îl dau prin zeamă de lămâie să nu se negrească. O rețetă de anghinare cu pătrunjel, cu usturoi, cu ulei și cu puțină apă. O să punem la fiert. Eu acum, după ce i-am curățat, dau și cu puțină lămâie să nu se negrească. Și după aceea aici am pus un vas cu apă și cu zeamă de lămâie. Am stors lămâie ca să nu se negrească.
Eu am să le pun întregi într-o tigăiță. Acum le desfac puțin. Că pătrunjelul cu usturoiul, cu uleiul, cu sarea, am să le amestec și am să le bag în interior la carciofi. Am mai curățat unul, îl punem aici. Să curățăm altul. După ce am curățit și codița, am să desfac. Ia, am să le umplu cu pătrunjel și cu usturoi, cu ulei, cu sare. Le și bag puțin. Și le pun în apă cu... Uitați, în apă cu lămâie. Am stors lămâia și am în apă, ca să nu se negrească. Și le las. Acum le dau deoparte. Și am să-mi pregătesc pătrunjelul cu usturoiul. Într-un bol am să tai usturoiul. Bucățele. Cât vreți de mare puneți. Eu îl tai cu bulețe mai mari. Poate fi și mărunt, mărunt tăiat. 3 căței de usturoi am să pun la 4 flori de anghinare. Punem usturoiul. După ce am pus usturoiul, punem pătrunjel din belșug. Punem pătrunjel. Îl tăiem mărunțel. Eu îl tai cu acest foarfec. Ia uitați, am un foarfec pentru zarzavat. Pătrunjelul să fie din belșug. Cred că este gata. Aici am pus pătrunjelul cu usturoiul. Acum o să punem și sare. Sare după gust, să nu fie nici prea sărat. Și o să adăugăm uleiul. Ulei de măsline. Cam o jumătate de pahar de apă, de 200 de grame. Aceasta este, ia uitați. Amestecăm. Acum am să scot cartofii din apă cu lămâie și am să-i pun aici pe fund. Am să-i scutur puțin. Odată ce cartofii i-am curățat, acum am să-i umplu cu pătrunjel, cu ulei, cu sare și cu usturoi. Și am să-i pun într-o tigăiță, într-o tigăiță mică. Umplem bine pe fiecare. Și eu îi pun cu gura în jos. Ia uitați. Așa. Desfac și umplu cu acest ulei, cu pătrunjel, cu usturoi, cu ulei și cu sare. Doar atât. Pun cu gura în jos. Acum am să mai pun încă unul. În seara aceasta vă arăt această rețetă și mâine am să vă fac rețeta de anghinare la parmigiana. Este foarte bun. Acum o să întorc și pe acesta și îl punem și pe ultimul.
Asta nu l-am desfăcut. Îl desfacem bine și îl umplem cu pătrunjelul și cu usturoi. Este foarte bună. Ia uitați. Am umplut și acum îl pun cu gura în jos aici. După ce am pus cu gura în jos, să mă șterg pe mâini. După ce am pus cu gura în jos, o să punem restul de usturoi. O să mai torc puțin ulei. Cam o jumătate de pahar vă trebuie. Și o să punem apă și o să acoperim până la jumătate, un pic mai mult de jumătate. Nu umplem. Încă puțin. Cam așa. Atâta apă. Acum am să dau la pe foc. Și am la foc mic și am să-l las să fiarbă. O să acopăr cu un căpucel. Până intră furculița în codiță. În momentul când furculița intră ușor în codiță, atunci este înghinarea pusă pe foc. Ia uitați. Pusă pe foc. În momentul când o să înțepăm cu furculița, încă nu este gata, o să înțepăm cu furculița, atunci este gata. Așa arată. Punem din nou pe foc. Și mai lăsăm. O să ne vedem mâine. Cu o altă rețetă. Eu vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine. Sper că v-a plăcut rețeta care am propus-o. Nouă ne place foarte mult. Vă doresc multă sănătate tuturor. La revedere!